Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu, să aflăm împreună cum desfrânează sufletul omenesc cu diavolul, prin gândurile necurate. Cum luptăm cu această ispită? Sihastrul neofit. Despre sihastrul neofit am aflat că viețuia într-o peșteră la Pietrele Roșii, pe muntele Rarău, prin anii 1950-1954. Acestuia i s-a arătat Maica Domnului și a spus că atâta vreme cât se va păstra rânduiala sfântă la schitul Rarău, slujbele de zi și noapte, ascultarea, postul și munca binecuvântată, ea va fi economa schitului și nu vor lipsi nimic din cele necesare. Într-adevăr, deși izolat și situat la o altitudine de 1243 de metri, Maica Domnului a păzit schitul de armatele care au trecut în timpul războaielor, iar credincioșii au ajutat pe călugări cu alimente, bani și toate cele necesare viețuii. Relatările ieroschimonahului Iacob Bârsan. Pe părintele Iacob l-am întâlnit la Pudna, când a venit să se închine de sărbătoarea lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Ucenicii săi mi-au mărturisit că știe multe lucruri despre sihaștrii care încă mai viețuie și azi prin munții Moldovei. Nu mă așteptam însă la ceea ce a urmat. Istorisiri parcă desprinse din patericul egiptean, nevoințe pe care le credeam de mult apuse, deși despre unele mai scrisese și părintele Ioanichie Bălan. Toate acestea ne arată că Domnul are încă slujitori care îi se dăruiesc la fel ca odinioară. Deși nouă ne pare că acele timpuri ale pusniciei au apus, iată că el îi ascunde de ochii noștri pe cei care smeriți, dar plini de dârzenie, îl caută prin aceleași mari nevoințe ale desăvârșirii creștine pe care au mers marii Antonie, Arsenie sau Pavel, stâlpii monahismului eremitic. Părinte, acum în zilele noastre, monahii mai rar pleacă în pustiu să sihăstrească. De ce credeți că e așa? Sărăcirea unei astfel de nevoințe. Nu mai avem nici povățuitori, nu mai avem nici duhovnici cu experiență care să-i povățuiască. Unii au mai încercat să se retragă și s-au întors înapoi în obște, dar n-au mulțumire, nu au pace. Și umblă foarte mulți turiști, multă lume și dacă dau de ei, îi deranjează. Mai sunt pusnicii, eu am cunoscut, dintre care unii sunt nevăzuți de oameni. Câțiva mai țin legătura cu unii dintre ucenicii lor, sunt în munții Rarăului și Giumalăului. Și sunt pusnici care trăiesc totalmente neavând nicio legătură cu mănăstirile, hrănindu-se singuri cu ce găsesc în pădure? Au fost vreo câțiva despre care eu am știut, Zinon, Nazarie și Zosima. Aceștia s-au mutat toți la Domnul de prin 2000 încoace, s-au dus pe rând. Au fost din călugării prigoniți cu decretul 410, ce a fost dat după 1959, prigoniți din mănăstiri și ei s-au retras în munți. Și mai sunt încă din ucenicii lor, dar sunt greu de găsit și nu țin legătura cu nimeni. Mai sunt câțiva care mai țin legătura cu unii din părinți când primesc Sfânta Împărtășanie. Aceștia au trăit fără să țină legătura cu nimeni, nici din obște, nici din lume. Se mai întâlneau cu câte cineva, se spovedeau, se împărtășeau, dar pentru hrana de toate zilele nu țineau legătura cu nimeni. Ei trăiau din ce era în munți. Vara mâncau urzică, prima dată este frunza de potbal, care se folosește și la sarmale. Ei mâncau frunza de potbal. După asta iese urzica, mânca urzică, o mâncau crudă, iese măcrișul și apoi încep fructele de pădure, fragii, zmeura, afine, bureții de pădure. Ei strângeau și își uscau și potbal și urzică, măcriș, puneau la uscat și aveau și pe iarnă. Masa lor era o dată pe zi, iarna puneau la muiat în apă cu o zi înainte și a doua zi beau apa și mâncau frunzele astea. Asta era masa lor. A, nu fierbeau nimic, doar așa o muiatură. Muiată, da. Și mai aveau bureți puși la uscat, mai aveau fragi puși la uscat, afine, zmeură, puneau tot în apă la muiat și beau zeama aia și mâncau. Asta era hrana lor de toate zilele. Nu țineau legătura cu nimeni și au fost unii care nu mai mâncau chiar nimica, trăiau doar cu Sfânta Împărtășanie. Nu purtau haine pe ei sau să-și cumpere ceva de la cineva. Unul a fost cunoscut, avea numai din lână de oaie ce găsea agățată pe unde erau stânele. Își făcea câteva noduri, nu era nici toarsă, nici împletită, bucăți din lână de oaie să-și acopere unele părți ale corpului. Unii au găsit niște piei de porci mistreți sfâșiați de fiare și din pielea aia de porc și-au făcut o haină. După ce se rătrăgeau stânele, după Sfânta Cruce, toamna ei mergeau pe la stâne și mai găseau și haine aruncate de la ciobani, bucăți rupte câte ceva și își mai legau câte un petec unul de altul ca să-și acopere unele părți ale corpului. Aveau rasa cu care au plecat din mănăstire, dar o foloseau doar atunci când se împărtășeau. Asta era viața lor și ăștia care știu despre ei sunt duși la Domnul. Mai sunt câțiva, dar nu se pot găsi. Dacă ar încerca cineva să-i găsească, nu-i găsește. Câțiva ani în urmă, la Giumalău, au făcut foc niște turiști.
și făceau mare zgomo, zarvă, pe acolo cântau, aveau un radiocasetofon cu dâns și o casetă cu muzică și a apărut un călugăr bătrân, care nu avea niciun fel de haină pe el, avea blană ca ursul. S-au speriat numai de prezența lui când l-au văzut. I crescuse blană? Au încercat să-l filmeze și să-l fotografieze unii dintre ei, dar n-a ieșit nimic în poză. I-a certat, i-a mustrat, dar i-a mustrat cu un duc de blândețe. Nu e bine să tulburați voi liniștea celor care mai sunt și să mai roagă pe aici, cu muzica voastră și cu ceea ce faceți voi pe aici prin munți. Și-au încercat să-l fotografieze, să-l filmeze, dar n-a ieșit nimic, nici în fotografii, nici pe film, nu s-a văzut nimic. Și asta când s-a întâmplat? Asta a fost acum vreo 8 ani în urmă și a dispărut și nu l-a mai văzut nimeni de atunci. Nici până atunci nu l-a văzut, nici de atunci. Asta e ca din Pateric. Da, da. Unii dintre ei spuneau că sunt încă pusnici în munți care nu țin legătura cu nimeni și nu trăiesc decât din Sfânta Împărtășanie. Am cunoscut personal pe cineva care, având o mâhnire, o isfită în sufletul lui, s-a retras undeva în munte aproape de pietrele Rarăului și se ruga. Era o noapte senină cu lună, era începutul nopții. Și fiind el așa descurajat, a apărut ceva ca o adiere de vânt și s-a auzit un foșne de crengi. I s-a părut că din adierea de vânt aude un foșne de crengi și i s-a părut că vede o umbră neagră de care s-a speriat. Prima dată a crezut că e un urs, o fiară, ceva, dar a auzit o voce, glas de om care i-a spus: nu te speria, eu sunt om, nu sunt nălucă. Sunt unul din supraviețuitorii de aici din munți. Tu ai ispita asta, nu fi descurajat, că Dumnezeu nu te-a părăsit. Vei avea și alte încercări, dar vei avea și multe bucurii. Cel care era acolo avea la el o trestuță cu o mână de pe smeți. A încercat prima dată, fiind așa de speriat, să-și facă cruce cu limba, se ruga în felul lui, așa. Se gândea că-i diavolul. Da, zice, nu fi speriat, nu fi înfricoșat, că eu sunt om, sunt călugăr. Am simțit eu că trebuie să vin să spun ție asta, dar nu știu de ce. Că pe mine nu m-a văzut nimeni de când am venit aici. Era acoperit așa cu niște bucăți, o bucată de sac înodată cu o bucată de cârpă, ceva, pe dânsul, desculț, părul mare, barba mare, o figură luminoasă. Atunci acesta, poate și de emoție, s-a gândit: dacă într-adevăr e om, o să-mi ia și pezmetul. Și zice: dacă vreți, vă dau niște pezmet. Acela zice: știu că tu te rogi acum și faci cruce cu limba și e speriat, dar nu te teme, că nu-ți nălucă. Pot să vă dau niște pezmet dacă vreți. Nu. Eu de multă vreme nu mai am nevoie de niciun fel de mâncare și i-a spus multe. Zice: unii din noi mergem la slujbe la mănăstire și la Rarău, dar mergem și la Sfântul Ioan Iacob, la schitul care s-a făcut aici nu de mult. Noi mergem, dar nu ne vede nimeni. Stăm la Sfânta Liturghie și nu ne știe nimeni. Ne împărtășim prin Sfânta Liturghie, dar nu știe nimeni că noi venim. Zice: suntem bucuroși că se face rugăciune și e mănăstire cu rânduială și vor veni multe încercări și multe schimbări, i-a mai spus, pe care să le vezi și tu în timp foarte scurt. Întâlnirea cu acest părinte a fost acum 7 ani, de atunci nu l-a mai văzut. S-a mai arătat încă o dată altcuiva și spunea că vor veni mari încercări, mari schimbări în lumea asta și la noi în țară. Acum Dumnezeu știe ce o mai fi. Pentru a întâlni pe acești sihaștri trebuie să te învrednicească Dumnezeu și să ai o înaltă treaptă de desăvârșire creștină. Un monah din Franța, aflând de pusnici și cu viețuire îngerească, a venit pe muntele Rarău dorind să-i cunoască. A stat mai mult în mănăstirile de pe Rarăul 12 și pe muntele Rarău. După 3 ani de zile, un părinte duhovnic care împărtășea pe pusnici a spus: urcă pe vârful muntelui Jumalău, postește, roagă-te și rabdă timp de 3 zile ispitele care vor veni asupra ta. Monahul a urcat pe vârful muntelui Jumalău la crucea de piatră, a postit și s-a rugat. A treia zi însă vremea s-a schimbat brusc, deși era luna octombrie, a venit o viforniță și ne mai putem răbda ispitele a coborât la mănăstire. După ce am scris aceste rânduri pe data de 4 mai 2010, fiind vreme frumoasă cu cer senin, am urcat pe muntele Rarău pentru a face fotografii. Am mers la pietrele Doamnei 13 și apoi am coborât spre Piatra Zimbrului. Pe drum am oprit să mă odihnesc câteva minute în stâna care se află în apropiere. După ce am intrat înăuntru, a început o ploaie cu grindină și trăsnete. Am mulțumit lui Dumnezeu că mi-a ajutat să fiu la adăpost în timpul ploii, pentru că nu mi-am luat pelerina de ploaie. După circa 15 minute, când a încetat ploaia, am coborât încă 200 de metri pentru a fotografia Piatra Zimbrului. În acele momente a început iar o ploaie puternică cu fulgere și grindină. M-am adăpostit lângă tulpina unui brad, gândindu-mă că e o ploaie cu averse de scurtă durată. După aproape o oră, pentru că aveam hainele ude, începuse să-mi fie frig și mă luptau tot felul de gânduri și imaginații rele.
Mi-a venit un gând să mă rog zicând imnul acatist la rugul aprins al Maicii Domnului, pe care îl știam pe de rost. După puțin timp, a încetat să mă lupte diavolul prin gândurile și imaginațiile rele și a încetat ploaia. Când m-am reîntors la mănăstirea Rarău, care se afla la circa un kilometru distanță de mers pe drum de la Piatra Zimbrului, am constatat că aici picurase un pic, însă pământul era uscat. Părinții mi-au spus că au văzut norii de ploaie cu fulgere și trăsnete care a trecut asupra mănăstirii Rarău și s-au îndreptat spre Piatra Zimbrului. Sunt ferm convins că în preajma mea a fost un pusnic cu viețuire înaltă, ce are putere de la Dumnezeu asupra stihiilor naturii și a diavolilor și care mi-a descoperit cu darul lui Dumnezeu cum desfrânează sufletul omenesc cu diavolul prin gândurile și imaginațiile necurate și cum să lupt cu această ispită. Sfântul Episcop Ioan din Kiev, Mare Sihastru în Munții Carpați. Sfântul Episcop Ioan din Kiev, Mare Sihastru în Munții Carpați. Sfântul Episcop Ioan a fost vicar al Mitropoliei din Kiev între anii 1915-1919. Venind în România din cauza prigoanei ateiste din timpul regimului comunist, s-a stabilit mai întâi prin anul 1920 la schitul Krasnogorj, ca frate ascultător. După 3 ani, când starețul schitului, neștiind că este episcop, a vrut să-l tundă în monahism, a plecat nascuns în munții Țihlei și apoi pe muntele Ceahlău, unde s-a nevoit aproape 15 ani ca un adevărat sihastru și făcător de minuni. În munții Țihlei, unde este un loc ales de pusnici pentru nevoință, a fost văzut de câțiva părinți duhovnicești de la mănăstirile Sihăstria, Neamț, Secu și Agapia. Prin anii 1928-1930, episcopul Ioan era deja cunoscut pusnicilor din munții Țihlei și ai Sihăstriei Neamț. Unii părinți îl căutau pentru binecuvântare, pentru sfătuire și spovedanie. Din anul 1929, ieroschimonahul Vasian Scripcă din mănăstirea Secu, un mare nevoitor, se retrage ca pusnic la schitul Țihla, iar episcopul Ioan și-l alege ca duhovnic. Arhimandritul Cleopa Ilie l-a întâlnit în munții Țihla în toamna anului 1930, pe când păștea oile mănăstirii la râpa lui Coroi. Împreună cu fratele său, căruia episcopul Ioan i-a profețit sfârșitul. Într-adevăr, după 6 luni de zile, fratele Vasile, îmbolnăvindu-se, și-a dat duhul în mâinile Domnului. Acest mare sihastru, episcopul Ioan, era însoțit uneori de un diacon basarabean, care l-ajuta și la săvârșirea Sfintei Liturghii. Între anii 1930-1945, episcopul Ioan s-a retras pe muntele Ceahlău. Acești 15 ani de aspre pusnicie în muntele Ceahlău l-au consacrat definitiv pe episcopul Ioan ca unul dintre cei mai mari sihaștri din prima jumătate a secolului al XX-lea. Cel care ne-a transmis mai multe date despre episcopul Sfânt Ioan a fost protosinghelul Teodul Varzare, duhovnicul mănăstirii Agapia între anii 1940-1981. Cel mai mult ne uimește la episcopul Ioan viața îngerească la care ajunsese în ultimii ani, când se hrănea numai prin rugăciune și sfânta împărtășanie, cum spune duhovnicul Teodul. Apoi neîncetata rugăciunea inimii, descoperirea gândurilor, darul lacrimilor și al profeției și darul de a fi nevăzut de oameni. În primăvara anului 1945, acest sfânt ierarh s-a reîntors de la Ceahlău în munții Țihlei și ai Sihăstriei. Prima întâlnire a episcopului Ioan cu părintele Teodul era în vara anului 1945, iar părintele Teodul, după ce săvârșise sfânta liturghie la Agapia, a plecat la mănăstirea Sihăstria Neamț pentru a vorbi cu părintele Ilie Cleopa, egumenul schitului. După ce a trecut culmea muntelui, pe când trecea prin poiana trapezei, i-a apărut în față chipul senin și luminos al unui sihastru necunoscut. Era mic de statură cu fața luminoasă și răspundea multă sfințenie și pace. Avea ochii albaștri și vioi, barba albă și nu prea mare, capul descoperit și părul lăsat pe spate. Îmbrăcămintea lui era compusă dintr-o singură haină, un fel de dulamă împletită de mâinile sale din lână căzută de la oi prin pădure, precum singur mărturisea. Mijlocul era încins cu o sfoară groasă, iar în picioare nu purta încălțăminte. Nu avea nici toiac, nici traistă, ci purta în mâini doar un șirac de metanii făcut din boabe roșii de măceșe. Pusnicul Ioan i-a binecuvântat cu ambele mâini și i-a spus pe nume: Părinte Teodul, te duci la Sihăstria la părintele Cleopa Ilie? De multe ori mă duc și eu prin Sihăstria și stau la biserică, dar nu mă vede nimeni. Vrei să te muți de la Agapia la Sihăstria Neamț? Să stai la Agapia, că acolo e nevoie de sfinția ta. Acolo e mântuirea sfinției tale. Părintele Teodul l-a întrebat pe preasfințitul episcop de unde este, cum îl cheamă, pe unde a mai fost și cum a ajuns în aceste locuri.
Episcopul Ioan i-a spus pe scurt toată viața sa până a ajuns pusnic în munții Sihla. Dar despre viața sa de sihastru n-a voit să spună nimic. Convorbirea a durat o oră și jumătate și întrucât era război și mare frământare între popoare, părintele Teodul l-a întrebat: preasfințite, dar de ce să fie atâtea războaie și vremuri cumplite azi? Părinte Teodul, acestea sunt vremurile apocaliptice. Ca să le înțelegi mai bine, citește Evanghelia de la Matei, capitolele 24 și 25. Acum au început să se împlinească cele scrise acolo. Apoi episcopul Ioan i-a cerut să aducă un pachet de hârtie și un kilogram de cerneală. Preasfințite, vreți să vă aduc pe smes sau altceva de mâncare? Nu-mi trebuie nimic, căci din mila Domnului am tot ce-mi trebuie. După această convorbire, părintele Teodul i-a sărutat mâna și i-a cerut binecuvântarea. Episcopul Ioan l-a binecuvântat cu amândouă mâinile și i-a spus: Domnul să te binecuvânteze și mă iartă. Apoi a dispărut în adâncul cotrilor. A doua întâlnire cu părintele Teodul. Nu după multă vreme, în aceeași vară, părintele Teodul a luat pachetul cu hârtie și o sticlă de cerneală și le-a pus în tesagă împreună cu ceva pesmeți. Și-a pornit pe aceeași potecă de la Agapia spre Sihăstria Neamț cu credința că Dumnezeu îl va scoate în cale pe pusnicul Ioan. Când a ajuns la marginea poienii trapezei, deodată i-a apărut în față preasfințitul Ioan. Fața lui radia o bucurie îngerească și prezența lui răspundea pace duhovnicească. În mâna stângă episcopul Ioan ținea metanile, iar mâna dreaptă o ținea pe piept ca în timpul rugăciunii. După ce părintele Teodul i-a sărutat mâna, preasfințitul Ioan l-a binecuvântat cu amândouă mâinile și l-a întrebat cu blândețe: Părinte Teodul, te duci la schitul Sihăstria? Părintele Cleopa lipsește azi, e chemat la consiliul la mănăstirea Neamț. După aceasta, părintele Teodul i-a dat hârtia și cerneala. Preasfințite, a zis părintele Teodul, v-am adus ceva de mâncare, pâine, fructe și puțin vin. Primiți-le într-un numele Domnului. Și oricât a insistat părintele Teodul, episcopul Ioan nici măcar nu s-a uitat în coș să vadă ce i-a adus. Dar ca să nu-l întristeze și ca să nu-i treacă cu vedere dragostea, a adăugat acestea: Părinte Teodul, de mare folos e pentru călugăr postul. Să știi că 7 sunt treptele postului, adică sunt 7 feluri de hrană pentru om. Carnivorii, adică cei care mănâncă totdeauna carne, aceștia sunt treapta cea mai de jos a postului. Chiar dacă se înfrânează uneori de la mâncare, ei nu pot spori niciodată în sfânta rugăciune. Lacto-vegetarieni, adică cei care nu mănâncă niciodată carne, ci numai lapte, brânză, ouă și tot felul de legume fierte. Aceasta este treapta a doua a postului pe care o țin de obicei călugării din mănăstirile cu viață de obște. Vegetarieni, adică cei care mănâncă numai zarzavaturi și legume fierte sau crude. Rânduiala aceasta o țin călugării cei mai râvnitori din viețile de obște. Iar de aici încolo încep treptele postului cele mai aspre, pe care urcă de obicei călugării sihaștri și pusnicii cei mai nevoitori. Fructivorii, adică cei ce mănâncă odată în zi pâine și fructe nefierte, fără a gusta vreodată altfel de hrană. Cei ce au ajuns la această treaptă a postului pot stăpâni cu ușurință trupul și gândurile și pot sfori mult pe calea rugăciunii. Cerealierii sunt călugării care mănâncă o dată pe zi, dar numai pâine neagră de cereale și boabe muiate de grâu, porumb, mei, linte, bob, mazăre, etc. Hrana uscată este a șasea treaptă a postului călugăresc, la care ajung de obicei pusnicii cei mai râvnitori. Cei care petrec în această aspră nevoință mănâncă numai pe smes de pâine muiată în apă, cu sare sau puțin oțet și toate astea o dată în zi și cu măsură. Hrana sau mâna dumnezeiască e ultima și cea mai înaltă treaptă a postului călugăresc, la care ajung foarte puțin dintre asceți, după o îndelungată nevoință, fiind întăriți de darul Sfântului Duh. Aceștia se îndestulează numai cu preacuratele taine, adică cu trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos, pe care le primesc o dată sau de două ori pe săptămână, fără a mai gusta nimic altceva decât numai apă. Darul lui Dumnezeu m-a ajutat și am ajuns la această treaptă și nu mai simt foame, și nici trebuință de pâine și legume. Părintele Teodul l-a mai întrebat: preasfințit, acolo în pădure unde locuiți, nu vă e frig, nu aveți trebuință de haine groase, mai ales iarna? Eu sunt cetățeanul munților Carpați și Domnul are grijă de mine, pentru că oriunde mă aflu, nu duc lipsă de nimic. Nu simt nici frigul iernii, nici arșița soarelui, nici foamea, nici setea, nici altă nevoie pământească. A treia întâlnire cu părintele Teodul. În primăvara anului 1946, părintele Teodul a plecat de la Agapia spre mănăstirea Sihăstria. Dorea din inimă să-l mai întâlnească pe episcopul Ioan. Când a ajuns la poiana trapezei, a văzut chipul blând și senin al preasfințitului Ioan, căruia i-a sărutat mâna.
Episcopul a binecuvântat, apoi l-a sărutat pe frunte. Aici, în atmosfera de taina pădurii, au vorbit multe cuvinte despre mântuirea sufletului. Apoi preasfințitul Ioan, cuprins de dorul de țară, a spus: aș dori să mă reîntorc înapoi în patria mea. Avem și acolo păduri destule unde aș putea să mă nevoiesc, aș vrea să mă săvârșesc acolo. Atunci părintele Teodul i-a răspuns: cum să mergeți în patria sfinției voastre când acolo e prigoană împotriva creștinilor? Cred lui Dumnezeu că de voi pleca nu mă va vedea nimeni, fiind acoperit de darul lui Dumnezeu. Preasfințitul aștepta sfatul duhovnicesc, apoi rugându-se lui Dumnezeu și înțelegând că pentru a înainta pe calea desăvârșirii creștine trebuia să scoată din inima sa și dragostea firească de neam, a hotărât că e mai bine să rămână în aceste locuri. După aceasta l-a binecuvântat pe părintele Teodul și a dispărut în pădure. Întâlnirea episcopului Ioan cu fratele Ștefan. După 5 ani, adică în primăvara anului 1951, fericitul episcop Ioan a fost întâlnit de fratele Ștefan Juncu, care păștea oile mănăstirii în Poiana Chitele. Fratele Ștefan mergea singur în urma oilor. Deodată a observat că oile s-au strâns grămadă și nu mai pășteau, iar câinii s-au oprit și stăteau ca uimiți. Când s-a uitat mai de aproape, a văzut în mijlocul lor un pusnic bătrân. Era preasfințitul Ioan. Fratele Ștefan auzise despre preasfinția sa și se gândea că numai el ar putea fi. Apoi l-a auzit zicând: oare ce păcat am făcut azi înaintea lui Dumnezeu de m-a descoperit oamenilor? Și îndată sihastrul l-a chemat la sine pe fratele Ștefan și spunându-i pe nume i-a zis: frate Ștefan, vin încoace și nu te teme. Știu că te spovedești la părintele stareț Ioil, dar te rog să nu spui nimănui, nici duhovnicului tău, că te-ai întâlnit cu mine azi. Seara fratele Ștefan s-a întors la mănăstire și se lupta cu gândul să nu spună nimănui despre întâlnirea sa cu preasfințitul Ioan. După câteva zile, fiind biruit de ispită, i-a spus starețului său, Ioil, iar starețul, cum a auzit aceasta, a plecat împreună cu egumenul schitului Sihla, părintele Visarion, și a căutat aproape o săptămână fără să-l întâlnească pe sihastrul Ioan. După aceasta, fratele Ștefan nu-și găsea liniștea și se ruga lui Dumnezeu ca să-l întâlnească pe episcop ca să-și mărturisească păcatul. După lună de zile, pe când umbla cu oile prin pădure, l-a întâlnit din nou pe episcopul Sfânt Ioan, căruia i-a făcut metanie și i-a cerut iertare că nu și-a ținut cuvântul dat. Episcopul l-a iertat zicând: frate Ștefan, te-am rugat un lucru și nu l-ai împlinit. Să știi că te vei duce în armată, dar înapoi la mănăstire nu vei mai veni, ci vei rămâne în lume. Și această profeție a sihastrului Ioan s-a împlinit întocmai. De la întâlnirea cu fratele Ștefan din vara anului 1951, nimeni nu l-a mai văzut pe episcopul sihastru Ioan. Prieteni, ați ascultat relatări din Cartea Istoriei asemănătoare din Moldova, România. Sunt Cristian Alexandrescu și vă sun ca de obicei pe curând.